După multe neînțelegeri pe tema actelor, Erico da Silva este jucător cu acte în regulă la Pandurii Târgu Jiu. Am votat destul și bine că acum s-a rezolvat. Eu abia aștept să stau pe teren, să fac treaba. Pentru asta a venit aici, sper să fie bine. Două luni a stat Erico pe tușă, însă fotbalistul susține că e pregătit să joace. Mă simt bine, mă simt bine pregătit și sper să dau tot de mine și să fiu bine. Ce știți de Pandurii, de la retrovizare? Asta nu se știe nimic, e ceva greu. Mai avem încredere în echipă, colegii noștri, sper să ne salvăm. Deci, punctul e pe masă, doar depinde de noi, de lucrul nostru. Erico da Silva a jucat la Pandurii și în perioada de glorie a echipei gorjene.